Începând de la 1 septembrie, evaluarea și reevaluarea persoanelor cu handicap se va face în mai multe localități. Persoanele cu dizabilități nu vor mai fi nevoite să se deplaseze până în municipiul Sibiu pentru depunerea documentelor, ci un reprezentant al Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului se va deplasa în localitățile din județ. Peste 4.000 de sibieni din nordul județului cu probleme grave de sănătate vor fi ajutați să nu se mai deplaseze până la Sibiu pentru stabilirea gradului de handicap. De două ori pe lună, în prima și a treia săptămână, în zilele de marți, o echipă se va deplasa la Mediaș pentru a prelua dosarele. Mărim programul de lucru cu publicul nordul județului, municipiul Mediaș, de la o dată pe lună la două ori pe lună în prima și a treia lună a activității Comisiei de Expertiză Medicală pentru persoanele cu handicap. De asemenea, am hotărât, în baza unei colaborări cu primăriile din județul Sibiu, documentele necesare pentru obținerea drepturilor persoanelor cu handicap să poată fi solicitate prin întocmirea dosarului și depunerea acestui dosar la toate primăriile din județ. Este al doilea pas și al treilea, pe site-ul instituției se poate depune online documentele necesare pentru obținerea drepturilor persoanelor cu handicap. Am spus că este un punct important, suntem în analiză și cu alte servicii ale noastre, în măsura în care ele pot fi apropiate de cetățeni, fie prin prelungirea programului de lucru, fie prin reducerea deplasărilor să rezolve aceste probleme în localitatea de domiciliu, vom extinde. De la 1 septembrie va funcționa acest program, este pregătit, avem locul de desfășurare, comisia are capacitatea să se deplaseze în nordul județului, în comunicatul de presă sunt și localitățile care, cetățenii din localitățile care pot merge la Mediaș pentru a-și rezolva problemele cu handicap, e vorba de la Șeica Mare în nordul județului, toate localitățile.